Bine te-am regăsit! Sunt Loredana Lati și pentru viață. Și acum suntem la sfârșitul zilei 2 de curs de practitioner coach împreună cu absolvenții extraordinari. Încă nu sunt absolvenți, vor fi în curând, deocamdată sunt cursanți, dar sunt viitori practitioner coach extraordinari și vreau ca fiecare să ne împărtășească cum a reușit astăzi să iasă practic din zona de confort cu succes. Practic, esență de esență, cum numim noi în timpul cursului, astfel încât să fie o inspirație pentru propria persoană și o inspirație și pentru mine și pentru tine. Și interesant de știut și tu cum reușești să ieși din zona de confort cu succes. Bun, așadar hai să ți-i prezint pe toți. Sunt la Madrid, sunt oameni extraordinari. Hello! Da, foarte bine! Perfect! Sunt român extraordinar de la Madrid și acum super! Tocmai pentru a ieși din zona mea de confort. Pentru mine este o mare problemă de a vorbi în public și pentru asta am făcut efortul de a vorbi prima. N-am să vor. Nu este atât de greu, mai ales că am făcut astăzi o mini-sesiune de coach, de coaching și... Nu am depășit puțin teama aceasta. Astăzi am avut o serie de conștientizări, ca și ieri. Am aflat că trebuie să spui nu atunci când cu adevărat simți nevoia să spui nu. Este foarte important pentru tine, pentru că spui un da, un mare da pentru tine și am nevoie de asta. Mi-am identificat sistemul dominant. Știam ceva, dar nu eram sigură de cum se numește și acum mi l-am identificat. Am aflat și cum ce întrebări trebuie să punem și ce întrebări nu trebuie să punem unui client într-o ședință de coaching. Și mai am o mare provocare când am să ajung acasă, o să vorbesc mie despre ok. Provocarea vieții mele. Oh, wow! Felicitări! Mulțumesc, Amelia! Mulțumesc! Daniela! Bună seara, sunt Daniela. Mă simt puțin, nu știu, pierdută, probabil, în spațiu. Uneori am impresia că mă regăsesc pe mine, alteori... Habar nu am unde sunt. Și doar știu că mă bucur că sunt aici și învăț multe. Vreau să-mi controlez frica, nu? De a mă ascunde, de a-mi ascunde emoțiile și să evit să mai folosesc măști. Pentru că folosesc măști atunci când mi-e frică și vreau să ascund de fapt cum sunt eu în realitate și să nu mă las goală, în pielea goală. Mi-e frică enorm. Și probabil trebuie să lucrez cu mine în acest sens. Mă voi strădui enorm. Yeah. Mulțumesc! Felicitări! Excelent! Chiar avem senzația că eu sunt curată sau cam puține măști, hai una, machiajul și atât. Am descoperit că am mască de frică. Când am vorbit de, când Loredana ne-a explicat de masca de frică, am zis, eu, când am vorbit de emoții negative, și eu! Deci este foarte important pentru mine să le dau jos, că așa și cu machiajul, ajung acasă să mă demachiez, este o mască, în percepția mea, de moment este o mască de frumusețe, ok, dar înăuntru? Cum mă pot machia înăuntru? Vreau să mă machiez înăuntru sau chiar vreau să mă descoper? Și cu acest curs, în a doua zi, am descoperit măști, am descoperit cum să le dau jos, am descoperit cum să mă uit înăuntru și să mă spăl și cu detergent să pun înăuntru să mă spăl,
Se poate. Deja am început să văd și în exteriorul meu poluarea emoțională care între prieteni, așa zici, prieteni și o să dau și cu detergent și pe ei. Deci voi spăla atât în interior cât și în exterior. Se poate, am învățat, sunt tehnici și se pun în practică. Nu este ușor, dar nu este greu. Se poate. Mulțumesc, Loredana. Felicitări! Felicitări, Mihaela! Livia Doga? Aș vrea să tac. Dar ar fi zona de confort. Aha. Știu că astăzi mi-a plăcut foarte mult exercițiul cu recadrarea și mi-a plăcut foarte mult cum să trec de la o stare la alta, să număr lucruri și să mă detașez când sunt în pielea unuia, când sunt în pielea celuilalt, când sunt observator. Și astăzi m-am observat schimbându-mi scaunul, cine mă deranjează și cum reacționez la acei stimuli. Așa că vă recomand la toți să vă observați ce anume vă enervează, că eu acolo am de lucru. Mulțumesc! Ok, felicitări! Felicitări, Liliana! Bună seara! A fost o zi extraordinară. Sunt 12 ore de lucru care am făcut față, încă sunt, nu sunt, n-am leșinat și voi continua până vineri. Este un curs extraordinar. Este prima oară când particip la un asemenea curs și o să mai particip, sută în mie, pentru că am foarte multe lucruri cu mine. Eu credeam că știu multe, dar nu e adevărat. Ceea ce trebuie să facem, să facem bine, să ducem la excelență, mai ales că începem să ne iubim, să știm să dăruim, să știm să ajutăm, să știm să ascultăm, ceea ce nu prea fac, vorbesc mai mult. Mulțumesc pentru exercițiile care le-am făcut astăzi. Și încă nu s-a terminat ziua, avem o temă, o să o fac și pe asta. Am venit cu un scop la Madrid și o să rezolv totul. Mulțumesc! Felicitări! Felicitări, Liliana! Viorica. Am mare emoții. Bună seara, sunt Viorica. Astăzi am avut foarte, foarte multe conștientizări. M-am regăsit în foarte, foarte multe din poveștile fiecăruia. Știu că am foarte multe lucruri cu mine. Dar deja am început schimbarea din restaurant, unde am învățat să mănânc cu bețele, lucru care... Așa. Și mai ales orez. Și am reușit. Am reușit să mănânc orez cu bețele, reușesc să mă curăț, să mă vindec și să fiu eu. Acum și aici. Mereu. Mulțumesc, Loredana. Cu multă iubire! Felicitări, Viorica! Felicitări! Bună, sunt Adela, mai mia. Sunt emoționată, dar, bueno, a ver. Espera, espera, ya me voy. Espera. ¿Y por qué me pongo a llorar ahora? Madre mía. A ver, nu pot să trec la altul. Ok, vrei să trec la altcineva? Ok, că vin mai târziu dacă e. Bun. Mulțumim frumos pentru emoție. Bună, sunt Alex. Astăzi a doua zi de curs cu Loredana, o persoană extrem de dulce, de tot ne explică foarte bine. A fost o zi mai bună ca ieri. Am învățat mai multe. Până la final învățăm mai multe, că așa trebuie, să ne curățim, să fim noi însuși, să ne iubim. Și alții care vede că am venit eu ca bărbat, poate e ceva curios pentru alții care vede, zice ce caut eu acolo, dar cred că nu-i. Chiar așa poate să înșeală, cred că da.
asta și vreau ca să demonstrezi că se poate și, și un bărbat să stea, zice că-ți cauți acolo tu între femei. Nu-i nimica, mi-a place să stau între femei ca să studiem, să suntem colegi și nu-i nicio problemă. Și sper ca să trec fără peste emoții, așa, un pic trebuie să ai. Dar față de ieri și azi dimineață, un pic am mai trecut de emoții. Și asta cred că e înspre bine. Vă mulțumesc mult! Felicitări! Felicitări! Bună seara, sunt Vicheria. Astăzi este a doua zi de curs. Și în aceste două zile ne-am dat seama că avem mai multe măști, că am mai multe măști și cu fiecare zi ce trece din curs, îmi cade câte o mască. Și mulțumesc mult lui Loredana pentru cursurile care mi le predă. Din experiența ei, ce ne vorbește tot, așa am învățat și noi mai multe. Mulțumesc mult! Bravo! Felicitări! Felicitări! Bună seara, sunt Lucia și îmi place și mulțumesc lui Loredana și Universului pentru că m-a trimit și am cunoscut-o la acest curs. Mi-am dat seama că am trăit niște ani mințindu-mă pe mine. Pe lângă mine am mai manipulat și pe ceilalți. Fiecare zi a cursului mă redescoper. Mi-am înțeles responsabilitățile, că bucuria, dacă o vreau, e responsabilitatea mea în viața mea. Și pot să fiu bucuroasă fără să fac catering cu alții. Și un lucru foarte important ce l-am învățat astăzi, și o zi specială pentru mine, am spus un sincer la te iubesc în familia mea, fiind și ziua lui fiul meu, și a fost o mare realizare pentru mine și o bucurie și o mulțumire sufletească. Iar de începând de acum încolo mă întorc către sufletul meu mai mult decât ce mi oferă exterior. Vă mulțumesc! Bravo. Felicitări! Felicitări! Sunt Maria, mă gândeam că la sfârșitul celei de-a doua zi de curs nu o să am emoții, dar bineînțeles că am aceleași emoții. Sigur, am venit aici ca fiecare dintre noi să mă descoper, să descoper ce probleme am. Mă gândeam că am o singură problemă, dar de fapt am descoperit că am 10 de probleme. Că pe scena asta vieții mi-am jucat bine rolul din punctul meu de vedere, am fost o actriță bună. Dar acum, de fapt, am descoperit că nu mi-am jucat deloc rolul pe care l-aveam eu și că acum am nevoie de să dau jos toate măștile pe care de-a lungul vieții le-am purtat ca să mă regăsesc pe mine și, de fapt, să redevin acea persoană care eu am crezut că sunt și să continui să-mi joc rolul, dar un rol adevărat în care să fiu eu însemi, să fiu împăcată cu mine, să mă apreciez, să cred și să fiu sigură că merit mult mai mult de la viață, de la cei apropiați mie, pentru că dacă eu nu mă apreciez, bineînțeles că nici cei din jurul meu nu mă pot aprecia. Dacă eu nu mă iubesc, cine să mă iubească? Așa că am învățat că sunt o persoană extraordinară, că sunt genială, că pot să fac lucruri extraordinare, că pot să fac lucruri minunate. Fapt ce mă determină să iau acum o decizie în sensul de a ajuta și pe ceilalți care au nevoie, la fel ca mine, să-și schimbe viața și să joace rolul cu adevărat, rolul vieții cu adevărat pe această scenă. Vă mulțumesc că am emoții, bineînțeles! Felicitări! Mulțumesc! Mulțumesc! Bună seara, sunt Sonica și eu sunt la a doua zi de curs. Am învățat foarte multe pentru viitoarea meserie pe care o să o avem, fetele de la curs, dar în special am descoperit și foarte multe lucruri la mine.
Le știam, asta este mai rău la mine, că eu deja știam, dar mă amăgeam singură. Deci eu am trăit pur și simplu să arăt la alții ce pot face, dar eu nu aplicam. Nu aplicam, eu găseam motive, că găseam toate motivele pentru alții, că m-am sacrificat la copii, pentru copil să stau, că m-am sacrificat pentru mamă, pentru surori. Deci eu am avut destule motive pentru care să nu fac lucrurile pentru mine. Și mi-am dat seama că am o problemă foarte gravă cu emoțiile. Deci sunt legată de niște lucruri, de niște locuri care ar trebui să fiu așa mai gata, s-a terminat și s-a pus punct. De ce fac asta? M-a întrebat de ce fac asta și cred că fac de frică încă. Încă nu știu, trebuie să-mi descoper, sper că în astea 5 zile, cât mai avem 4 zile, voi ști exact de unde vine frica asta puternică mie. Probabil că de la viața pe care am avut-o de copil, de la, știu, bătaie sau ce a fost de copil, dar sau ce am văzut ceva în copilărie, nu știu, cred că cu ajutorul Loretana am să descoper. De ce am o frică când masca mea este de o femeie puternică? Asta e problema cea mai tare a mea. Deci pozitivă în afară, negativă înăuntru. Și atunci mi-am dat seama că nu poți să conduci nici oameni, nici nu poți să liderezi, nici nimica, pentru că dacă tu nu ești bine pe dinăuntru, ce sunt rezultatele care le dai în afară? Mulțumesc, Loredana! Am depășit un pic emoția de dimineață, mulțumesc, mă simt mai ușoară acum. M-am lăsat un pic durerea de stomac, pentru că mi-am dat seama că la toate examenele, în viața mea, eu, la toate, tot ce era mai important, așa mă durea stomacul. Și încă ceva am conștientizat, că și la toate întrevizitele unde am fost, pentru servici, pentru afaceri, pentru orice, înainte de a intra în cameră, mă durea stomacul. Și eu acum nu știam azi de ce mă doare stomacul, de ce mă doare stomacul, pentru că ăsta este examenul vieții mele, de până la 49 de ani. Durerea este și mai puternică. Mulțumesc, Loredana, și vă sfătuiesc pe toți cei care credeți că nu aveți probleme. Deci pe cei care au probleme, nu îi sfătuiesc să vină, dar pe cei care cred că nu au probleme, eu îi sfătuiesc să se înscrie la un curs cu Loredana, că probabil o să descopere că n-au probleme așa micuțe, ci câteva etaje de probleme. Mulțumesc mult! Mulțumesc! Să vedeți și sala, am ales o sală cu pereți foarte groși. Da. Felicitări, Sonica! Felicitări! Bună, revin la ce am vrut să zic. În ziua asta am învățat ca să ratuez eu cu persoanele din lângă mine mai bine, să nu-i manipulez, să nu mă fac pe victimă, să nu... diferite lucruri. Să atuez mai bine, ca și după aceea să atuez ca un adult, nu să atuez niciun rol în concret. Și după aceea că am învățat să ajut și pe alții, cum să-i ajut când o să practic meseria asta, cum să ajut, cum să le fac lucrurile și în prin exerciție am învățat foarte multe lucruri, cum te simți tu punându-te în pielea lui altul, ies-o. Și vă mulțumesc și noapte bună! Ok! Mulțumim mult de tot! Mulțumim mult de tot! Ok! Așadar, voi cum observi, se întâmplă lucruri extraordinare, oamenii cresc, ceea ce este extraordinar, și tu, cel de acasă, sau cel care te uiți acum la noi, sau cea care te uiți acum la noi fiind aici mai multe femei, aduți aminte că indiferent prin ce ai trecut, indiferent prin ce treci, de fapt și de drept ești un geniu extraordinar și meriți să fii fericit, meriți să fii fericită, meriți să te bucuri de călătoria vieții tale, meriți să fii propriul tău actor principal în viața ta și a venit vremea într-adevăr să descoperi toate aceste lucruri. Ok, dacă te hotărăști,
Eu te aștept cu mare drag. Aceste persoane extraordinare de la curs te așteaptă cu mare drag la următoarele serii. Detalii găsești pe academiadecoaching.ro sau o sun pe asistenta mea pe 0752 163 163. Și depus osul la treabă, asta este foarte clar. Așa încât te îmbrățișez cu inima, cu sufletul, cu tot ce poate fi mai bun și adu-ți aminte că ești un om extraordinar și îți doresc să trăiești în fiecare clipă extraordinarul din tine. Te îmbrățișez, te pup și dă-și un share la acest video, că cine știe. Te pup, pa!